Tell my exam. Dispoziții privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, Adrian Șoban, primarul Comunii Cornul de Turneanț, având în vedere pe privirea articolului 39 alineat 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, de publicat cu modificările și comentările de ulterioare, dispun. Articolul 1. Convocarea Consiliului Local al Comunii Cornul de Turneanț în ședință ordinară care se va desfășura în ziua de 30 august 2016, ora 14, la sede primăriei Comunei Cornul, având la ordine de zi următoare. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea executării lucrărilor, înlocuirii inferitoare și reparații curente la sede primăriei Comunei Cornul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea executării lucrărilor de modernizare sistem de iluminat public Comunal Cornul. 3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Cornul ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului de Învățământ Integrată Comunii Cornul de Asuneam. 4. Proiect de hotărâre privind înscrierea unor suprateze de teren în domeniul privat al Comunii Cornul. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii pentru rezultate deosebite membru SVSU Cornul de Asuneam. 6. Discutarea omul cer. De asemenea, doresc suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie-noiembrie 2016, pentru că a fost omis cu ordinea de zi acest lucru și mandatul dumneavoastră, domnul președinte, expiră astăzi. Deci, supunem la vot ordinea de zi și cu completările făcute de domnul primar, dacă sunteți de acord. Cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea executării lucrărilor înlocuire îngheritoare și reparații curente la sediul primăriei Comunii Cordon. Consiliul Local al Comunii Cordon Județul Neamț, având în vedere dispunerea din motivii înaintate de către primarul Comunii Cordon, înregistrată sunt numărul 5262 din 23 august 2016, ținând cont de prevederile articolului 44 din legea 273 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, are articolul 5HG numărul 28 din 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a revizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare ale legii numărul 98 din 2016 privind achizițiile publice. Temeie prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera B, respectiv articolul 36 alineatul 4 litera D, care articolul 45 alineatul 1 din legii numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală republicată, hotărăște. Se aprobă utilizarea din bugetul Comunii Cornul în anul 2016 a sumei de 150.000 de lei pentru realizarea lucrărilor de înlocuire îngheritoare și reparații curente la sediul primăriei Comunii Cornul. Primarul Comunii și Serviciul Contabilitate vorbește la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Secretarul Comunii va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate. Dați-mi voie să vă citesc expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea de fonduri în vederea executării lucrărilor de înlocuire eventuale și reparații curente la sediul primăriei Cornul. Doamnelor și domnilor consilieri, analizând situația actuală a sediului primăriei Cornul, s-a ajuns la concluzia că se impune ca o primă urgență înlocuirea meritorii imobili. Fac mențiunea că, datorită degradării acoperișului, se înregistrează infiltrații ale apelor pluviale, care au o repercusiune negativă asupra panșelor, birourilor de la mansardă, cât și asupra instalației electrice, existând posibilitatea unor scurt-circuite, chiar producerea unor incendii. La un moment dat, în vara aceasta a plouat mai mult și chiar au avut infiltrații mari la nivelul etajului 2 din primării. Am avut puțină apă mai multă. De asemenea, se mai impune înlocuirea tâmpeliei din partea de sud și din partea de nord a construcției. Avem niște geamuri putrezite sus. Mai doresc o compartimentare sus pentru crearea unor birouri.
ușile de la intrare trebuie înlocuite ca să se spară topul de jos de la baza ușii să facă accesul persoanelor cu handicap mai ușor. Mai avem o ușă în partea din nord separată, care e puțin potrezită, trebuie schimbată și ea. Având în vedere faptul că spațiile de birouri sunt insuficiente, se mai pune recompartimentarea spațiilor de la mansarda imobilului și, bineînțeles, executarea unor lucrări de înlocuire a ușilor de încălzire și zugrăveli. Sus chiar, dacă o să sunteți și dumneavoastră la mansardă, o să vedeți că tavanele sunt deteriorate de la infiltrație de apă. Față de cele menționate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alocarea de fonduri și executării lucrărilor de înlocuire înveletoare și reparații prezente la sediul primăriei Corbeil. Fac precizarea că Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială a deja favorabil proiectul de hotărâre. Suma... Dar dacă totuși mai sunt întrebări, discuții. Da, aici, în momentul în care facem lucrările curente la primărie, vom face și un avizier la partea de est, în partea de est, așa cum o să citea domnul consilier, ca toate informațiile să fie puse la stradă și să și lumea să le vizualizeze mai ușor. Să nu mai trebuiască să intre în cinta primăriei. Devizul este estimativ. Suma nu este asta. Suma poate fi mult mai mică. Rămâne de văzut în modul în care finalizăm toate lucrurile și rămâne de văzut la acoperiș ce descoperim în momentul în care lucrăm la acoperiș. Nu am discutat cu unii distribuitori de tablă și așa. La o calitate un pic mai premium, garanția ajunge un pic la 15 ani, ca la ora actuală. Bun. Garanția materialului, dar și a lucrărilor. Și a lucrărilor, da. Și a lucrărilor. Și de vizu? Și după perioada mai la acoperiș undeva la 80.000. Aproximativ. Da, aproximativ. Da, da, da. Pentru că am avut în principal ideea de a da jos țigla, de a pune nouă și folii, dar am ajuns la concluzia că posibil să deterioreze mult, să strece mult și atunci să nu mai avem suficientă țiglă să o reacoperim de aceeași calitate. Și nu să știi calitatea ei 100% până nu o dăm jos, că deteriorată e țigla care s-a aflat la ora clamă pe acoperiș. Dacă și mai bună locuire... Din punctul meu de vedere, cred că e cea mai ieftină soluție acolo la ora actuală. Pentru că putem da țigla jos, putem înlocui șifcelii și folia, putem să o punem și peste 3-4 ani să considerăm că s-a dus din nou țigla. Și plătim manopere din 3-4 ani ca să... Ori facem o dată de calitate și bun și nu mai avem treabă 15-20 de ani. Doar și ca și țigla vine schimbată sau și o parte din gri? Și folia și în locurile în care au existat infiltrații vine și astereală și probabil și ceva grins. Până nu decoperi, da, 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 da. Dar sigur că zona în care există infiltrații e putrezită și astereala este putrezită și sunt și alte grine. Elemente din locuit, cred că ușor să găsească. De asemenea, am mai luat în calcul în momentul în care locuim să punem lambriu pe lateralele, pe pontoanele, să punem un lambriu din tablă. Ca să nu trebuiască să-l vopsim din 2-2 ani. Adică, refacem de 100%. Dacă nu sunt alte probleme, să punem la vot cu proiectul de hotărâre la numărul 1. Cine este pentru? S-a ținut cineva? Este cineva împotrivă? Nu, 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 da. 15 voturi pentru. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea editării lucrării de modernizare sistem de luminat public comun la Cordon. Consiliul Local al Comunii Cordon Județean, având în vedere expunerea de motive înaintate de către primarul Comunii Cordon, registratul sub numărul 5263 din 23.08.2016, ținând cont de prevederea articolului 44 din legea 273 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare al articolului 5 din
Azi, genul 28, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completări de observare, ale legii numărul 98/2016 privind achizițiile publice, în temeiul prevederilor de la articolul 36 al alineatul 2 litera B, respectiv articolul 36 al alineatul 4 litera D și al articolului 45 al alineatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări de observare, hotărăște. Se aprobă utilizarea din bugetul comunei Codon pentru anul 2016 pe sume de 110.000 lei pentru realizarea lucrării de modernizare sistem de luminat public comună Codon și Județul Neamț. Primarul Comunei Serviciul de Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Secretarul Comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri de persoanelor și lucrurilor interesate. Dați-mi voie să vă citesc expunerea din motive la acest capitol, doamnelor și domnilor consilieri. În ședințele anterioare ale Consiliului Local, v-am adus la cunoștință faptul că Amnițeanu un proiect experimentat cu montarea în toate cele trei sate, de fapt în două sate componente ale comunei, de lăpi pe bază de LED, de mai multe tipuri. Și am ajuns la concluzia eu personal, împreună cu domnul viceprimar și probabil dacă și o parte din dumneavoastră ați fost atenți, că lăpile care le-am montat la Pintești au randamentul cel mai bun. Sunt cele mai profesionale și din punctul ăsta de vedere. M-am hotărât să vă expun un proiect, să vă aduc în atenție un proiect de hotărâre pentru înlocuirea lămpilor de iluminat public la nivel central pe toate cele trei localități componente ale comunei. Codon, strada Vasile Alexandrie și strada Libertății, inclusiv ieșirea Spenica, satul Simionești, zona centrală din satul Simionești, satul Pildești, strada Vasile Alexandrie, inclusiv ieșirile către celelalte comune, către Comuna Gherești, către Comuna Săboane. Față de cele menționate, vă supun spre aprobare prin hotărâre privind alocarea de fonduri în vederea executării lucrărilor de modernizare la sistemul de iluminat public. Discuții dacă sunt sau dacă aveți discuții cu noastră cu acest proiect de hotărâre. Deci sunt să legem, sunt mai economici. Sunt și mai economici, dar au și un randament mai greu. Asta înseamnă o economie. După cum v-am spus și dumneavoastră și în ședințele anterioare, Comuna Codon face parte dintr-un GAL. GAL-ul a primit finanțare, urmând ca pe parcursul anului 2017 să accesăm diferența de fonduri pentru modernizare în totalitate al sistemului, pentru modernizarea totalitate al sistemului de iluminat public, până la ultima casă, pe lămpi pe bază de LED. Și ne puteam accepta atunci să le punem și pe asta, când au fost schimbate astea de o parte, o parte din ele, puține, dar o parte deja au cedat. Randamentul din punctul meu de vedere. Da, dar nu le putem schimba acum, apare ceva nou să schimbăm. Da, da, dacă la anul, în cursul anului 2017, vom prinde finanțare prin GAL, modernizăm 100% întreg sistemul de iluminat public. Eu, părerea mea, mai putea aștepta până să mai duc din becurile astea de au fost schimbate, cât? Două luni, cât? O parte cu cea cu cordonul, dacă... Cam două luni, de când, sau... de când au fost schimbate, lăsam de astea până la urmă. De două luni, au fost schimbate cele pe bază... Dacă se schimbase pe cel în Vasile Alexandrie, ar fi bine ca cele care se recuperează să fie recuperabile, cele, să fie curse pe alte... Cele care le recuperăm despre străzile principale ale celor, ale celor trei sate componente, le vom pune pe străzile secundare ale celor trei sate. Adică vom suplimenta, Deci lămpile care le dăm jos, suplimentăm bilaterale, pe străzile laterale unde e folosit le folosim, nu am spus că le aruncăm sau le casăm acum. Iar vis-a-vis de becurile care le dăm jos, le folosim în zonele laterale unde se ard becuri. Adică folosim același material care le dăm jos de aici, am folosit pe lateral, nu e problemă, nu aruncăm. Deci nimic nu se pierde. Nimic nu se pierde. Așa și bine. Deci, acestea, cum spus, se supune la vot și proiectul numărul 2. Cine este pentru? Cineva împotrivă? S-a ținut cineva? În totalitate. 13 voturi pentru. Mulțumesc.
punctul 3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Comun, ca membri în Consiliul de Administrație al Instituțiilor de Învățământ din Piața Comună de Cornu Județeană. Consiliul Local Comun de Cornu Județeană examinând solicitările conduse instituțiilor de învățământ din Piața Comune privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Comun ca membri în Consiliul de Administrație, având în vedere prevederea Ordonului Ministerului Educației Naționale numărul 4619 din 22.09.2014, pentru aprobarea metodologiei cadrului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație de Unități de Învățământ Preuniversitar, în temeie privirea articolul 36, alineatul 2, litera D, coroborat cu alineatul 6, litera A, punctul 1, articolul 45, alineatul 1 și are articolul 115, alineatul 1 din legea numărul 25 din 2001, privind administrația publică locală de publicată, modificările și publicări potrivare, hotărăște. Desenarea. De acum ne oprim, da. Prima dată trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local Cordun în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Cordun. Există solicitarea Școlii Gimnaziale Cordun care spune că este nevoie de numirea unui reprezentant. La Pivești vor fi doi reprezentanți la Școala Gimnazială. Vă rog să facem o propunere pentru reprezentantul Consiliului Local pentru Școala Gimnazială Cordon. Domnul Silviu, deputatul? Deci, domnul Păugreț. Mai sunt și alte propuneri? Domnul Spăian. Gheorghe. Da. Propune. Domnul Spăian. Nicolae. Dar totuși, reprezentantul trebuie să aibă copii la școală. Eu așa consider, ca să știi ce se discută acolo, trebuie să aibă și copii la școală. Exact. În școala respectivă. Mai corect. Sunt propuneri. Dacă mai sunt alte propuneri. Dar de la Cordon cine are copii la școală? Ei are la școală, dar nu are la Cordon. Bun, acum vreau să fac cunoștri. Școala atractivă, eu duceam la școală acum. Eu îi mulțumesc domnului nostru că s-a gândit să-mi fac lucrurile. Am fost felicitator până acum, dar luăm în considerare că sunt un om în vârstă, n-am copii la școală acum, cred că e nebună varianta cu domnul reparat. Așa că eu... Conform legii, supunem la vot prima propunere. Deci, pentru domnul Lepădat Silviu. Cine este preocupă? Ca domnul de pădată să fie în mine, da? Am zis, cine e cu părăuța? Cine e cu părăuța? Da, cu părăuța. Cine e cu părăuța? Pentru școala gimnazială Ildești este nevoie de doi reprezentanți. Vă rugăm să faceți propuneri. Eu vreau să-l propun pe domnul Anticioan, pentru că a fost și anul trecut și a participat la aproape toate ședințele. Eu vă propun pe Marius Muralu și pe Hadi Gheorghe. Pentru dumneavoastră, cum aveți din grupul dumneavoastră, cum aveți un reprezentant în cadrul școlii din Pildești, pe dumneavoastră. Atunci, informațiile ajung. Dar să participe la ședință. Tu. Deci, domnul Tancău răzbat. A fost cineva prezent mai mult ca mine? De insinuați așa? Păi nu, a zis clar. Propun pe domnul Hazi Gheorghe. Domnul Hazi Gheorghe. Gheorghe. Pentru a avea continuitate și pe domnul Muraru Marius. Și domnul Muraru Marius.
Mai sunt alte propuneri? Vă propun să supunem la vot propunerile în ordinea făcută și cei care vor obține cel mai mare număr de voturi să fie numiți reprezentanți, da? Deci, supunem la vot propunerea doamnei Mitroana Maria pentru Antichioan. Câte voturi? Cine este pentru Antichioan? Eu nu am voie. 1, 2, 3, 4, 5. Cinci voturi. Pentru domnul Hazi Gheorghe. Pentru domnul Ragmar. 8 voturi. Deci, reprezentanții pentru școala gimnazială numărul 1 Corbon, 1 Pildești, scuze, este Hazi Gheorghe și Murat Marius, da? Al Consiliului Local Cordon pentru un consiliu de administrație al grădiniței Roza Venerini Bildești și Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de la Sal Bildești. Vă rugăm să faceți propuneri. Doi propuneri pe candidați, nu? Da. Câte unul, câte unul, pentru câte unul. Nu. Același reprezentant că participa și la grădiniță și la liceu. Așa. Eu pot că domnul Tăm deci, nu mai vă rog să... Deci, domnul Păuleț, da? Îl propune pe domnul? Tancă Răzvan. Are copii? Să-și facă, dar nu o faci. Bine așa. Acolo la grădiniță trebuie să-ți duci. Sunt sigur că sunt subiectiv. Mai sunt alte propuneri cu una? Nu. Nu mai sunt. Supun la vot dacă sunteți de acord cu unei care s-a făcut. Fă-ți copii, tu e acolo. Mai și... Mai avem un articol, citesc, vă rog, articolul 4. Desemnează pe domnul consilier Chelaru Valentin, ca reprezentant al Consiliului Local Cordon în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale numărul 1 Pildești, județul Neamț. Aici, doamna director Dumitroana Maria, vă poate explica mai mult. Domnul Valentin a fost ales din... Totdeauna a fost membru comisiei. A participat la ședințe, din câte ori a fost chemat. Nu, dar ce înseamnă? Adică... Comisia? Da. Numit de către cine? Da. De către cine numit? Și de ce? Păi de primărie a fost numit, din Consiliu, de aici a fost numit. Într-o primă fază, domnul Chelaru Valentin a fost numit reprezentant al Consiliului Local. Ulterior s-a înființat această comisie și atunci a fost cooptat ca și membru al Consiliului Local. Deci, din partea primăriei, prin dispoziția primarului și cu votările de consiliu. Nu, a Consiliului Local. Consiliului Local. Consiliului Local. Ce-a mai de unde vorbim? Nu știu. Bine, acum... Și în cazul ăsta, și în cazul ăsta, dumneavoastră, rămâne la atitudinea dumneavoastră să puteți schimba și asta. Dar e altceva. S-a desemnat orice persoană. Dar e altceva. Dar nu faci votărăști Consiliul Local. Primarul. Consiliu. Am înțeles bine, din partea primăriei. Nu, distinctă diferit. A fost o exprimare greșită. Așa, da. Din partea Consiliului Local. Da? A fost reprezentat cu Consiliul Local și numit. Nu știu
dacă doamna directorul va dispune care este regimul acestei... Nu poate să facă parte din Consiliul de Administrație. Este alt reprezentant al Consiliului. Dar el poate schimba. Nu, practic, articolele sunt asemănătoare, toate patru. Da, dar nu poate să facă parte și din Consiliul de Administrație și din Comisia de Asigurare a Sănătății. Înțeles, dar articolul 1 desemnează, articolul 2 desemnează, toate articolele desemnează cu propunere. Este în Consiliul de Administrație, domnule. Nu este. Nu vreți, scuzați. Nu este. Propun că domnul Claudiu voi propune. Da, da, da. Atunci vă rog să, deci reprezentantul CEL, cum se alege Da. Domnul președinte, domn președinte de ședință, având în vedere că timpul nu este limitat, nu am pus mă voiesc decât o oră, îmi permite să mă retrag pentru a continua activitatea la servici. Dar Consiliul este de acord? Dacă nu mai este ceva important. Nu să și la muncă, nu da, da. Ok. Să-ți a fost o primă propunere. Revenim la activitatea noastră, da. Reprezentantul Consiliului în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Tildeș. Preluăm propunerile. Domnul Muraru. Mai propunem. Am căutat așa o spate și la școală, la ședință. Câte o jumătate de ori. Da, așa e și așa, să știi câte ședințe... Și așa, în mandatul trecut, cred că a fost nici jumătate din ședințe nu a fost prezent. De-aia a spus că... a spus așa în început... Mă, dar să fie de la ei, să fie, dar în schimb, participarea zero. S-a trebuit vreo 4, iar acum și... Cam aia. Atenție, cum vă faceți?
Cum ai propun și după aia spun că nu mai fântez cu mine? Atenție, atenție! Păi toți domnii consilieri, toți domnii consilieri mă refer. Terenul domeniului privat al Comunului Portora. Consiliul Local al Comunului Portora de Finanță examinând dispunerea din articolul numărul 5261 din 23.2016 întocmită și amendată de către primarul Comunului Cordon, având în vedere privirea articolul 4 din legea numărul 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în temeie privirea articolul 36 alineatul 2 litera C, respectiv articolul 36 alineatul 5 litera B și ale articolului 45 alineatul 3, legea numărul 25/2001, privind administrația publică locală republicană, hotărăște. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al Comunului Cordon, terenul reprezentat în anexa numărul 1, care face face integrată în prezenta hotărâre. Secretarul Comunului va comunica prezentul hotărârii și autorităților interesate. Dați-mi voie să vă citesc expunerea de motive la proiect de hotărâre privind înscrierea unor terenuri în domeniul privat al Comunului Cordon. Doamnelor și domnilor consilieri, în data de 11.05.2016, domnul Manole Gheorghe, domiciliat în satul Simonești, Comuna Cordon, Județul Neamț, a depus cererea înregistrată sub numărul 2839, prin care solicită aprobarea Consiliului Local pentru cumpărare a unei suprafețe de teren, aproximativ de 1000 de metri pătrați, în intravilanul localității Simonești, limitrof proprietății sale. Cererea a fost analizată de principiu de către dumneavoastră, Consiliul Local, și ca urmare au fost demarate procedurile pentru inițierea vânzării. În urma efectuării măsurătorilor, în teren s-a constatat faptul că există suprafața de 1082 de metri pătrați de teren. Având în vedere faptul că această suprafață de teren nu este inventariată și înscrisă în domeniul privat al Comunei, se impune adoptarea unei hotărâri de includere în domeniul privat al Comunei Cordon. Față de cele menționate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind înscrierea unor terenuri în domeniul privat al Comunei Cordon. Această suprafață de teren este situată limitrof proprietății sale, da. Unde ai văzut? Da, da, da. Deci da. Nu în islat? Nu, 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 nu. Este, mai bine spus, în spatele terenului celui de-al treilea proprietar la intrare în Simenești pe stânga. Știu. Se poate valorifica în alt mod mai eficient sau nu? Pentru că nu există cale de acces. Mai bun să-i de la el sau pe la cine. Dar, de exemplu, el e limitrof exact, adică grădina lui se unește cu cea ce vrea să ia. Dar el e primul. Corespunde. Și după el poate duce orice mai încolo în spatele. Așa, nu fără să fie de bun, atent că ar trebui și ăilalți să vadă. Fiecare și ar dori o grădină mai generoasă. Vă rog, am venit. Termin speranță nouă, vă suprapuneți în discuții. Dar nu sunt discuția asta, n-am avut-o de obligat. Am mai avut-o de principiu. Ca principiu, da. Deci supunem la vot și proiectul numărul 4. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Da. Cu amendament, nu? Sper, adică în ideea că vor fi întrebați, deci... Sigur că cu amendamentul am aprobat. Și că licitația să vă face doar între cei interesați, vreo Victor sau altceva.
ca să nu mă găsi ca da. Un scop de spiectul aș merge acolo, da. Hai să trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii. Consiliul Local al Comunii Corbunului de Finanță, având în vedere referatul magistratul numărul 4226 din 29-7-2016 al domnului Baico Romeo, șef SVSU, ținând cont de prevedere articolul 9 alineatul 1 litera E din HG numărul 1579 din 2005, pentru aprobarea statutului personalului voluntar din Serviciul de Urgență Voluntare, întemeie prevederilor articolul 36 alineatul 2 litera D, respectiv articolul 36 alineatul 6 litera punctul 16 al articolului 45 alineatul 1 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publicului locală republicană, hotărăște. Se aprobă acordarea unor premii în sumă netă pentru fiecare membru al serviciului voluntar pentru situații de urgență cu Cordon, județul Neamț, conform anexei care face parte de grantul prezentă hotărârea. Primarul Comunii Serviciului de Consolidare vor duce la îndeplinire prevederii prezentei hotărâri. Secretarul Comunii va asupra comunicarea prezentei hotărâri, persoană și autorități prezentate. Domnul primar. După cum știți și dumneavoastră, în ședința anterioară am avut o discuție vis-a-vis premierea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, care a participat la faza zonală, la faza pe Moldova. La faza pe Moldova a obținut doar mențiuni locul 6. La faza pe județ s-au clasat pe locul 1, la faza zonală aici, la Roma, pe locul 1. Și am hotărât de comun acord cu dumneavoastră și de trecută să inițiem un proiect de hotărâre pentru premierea persoanelor care au participat la acest concurs. Dacă și consider că ar fi cazul, dau citire tabelului cu persoanele care au participat la acest concurs. Câte echipe au fost pe Moldova? Claudiu, detalii mai multe? Cu aproximație. 26? Nu, 20 și la ceva. La interjudeție, câte echipe au participat? Nu, 12 echipe. 14 echipe cu 6. Parte 15, eu nu știu că ne-am auzit. Da, nu mai echipe avem și pe locul 6, la faza intervenției, la faza zonală. Domnul pare cu sigur. Deci e un loc extraordinar, onorabil pe față de ce investiții. Serviciul nostru de spații de urgență. Dau citire nominal, tabelul cu persoanele care vor fi premiate. Tarcău Claudiu, Antici Gabriel, Bulai Ciprian, Cojocariu Octavian, Dămoc Marius Gabriel, Muraru Gheorghe, Chelaru Iosif Ciprian, Măcincă Ștefan Iosif, Dămoc Doru Gabriel, Mărțioșă, Chelariu Sebastian și Hazionel. Dacă există discuții vis-a-vis de această listă. Sunt toți cei care au participat la... Din Cornuș sunt din Simeonești. Din Cornuș și din Simeonești? Se pare că nu prea sunt. Nu prea sunt. Și când s-au făcut, nu a trebuit să Deci până acum a fost voluntar, ani și ani. Nu li s-a dat niciun ban niciodată. Acum că au ajuns în fazele astea și au obținut ceva premii și atunci putem să-i premiem și noi un pic față de efortul lor care l-au început. Vrei să facă comună? Deci mi-a dat parcă să plângeau că n-au nici haine. Păi exact. Și-au mai participat și cu ani în urmă la concursuri și-au luat tot la fel. Păi eu sunt cum arătam la județeană. Eu am zis că mai erau fiecare dată. Ce să nu fie? Ia care e tot. Ia bani așa, după mine. Și-au așa am trecut, dar n-am fost în aici. Parcă s-o dat fiecare dată. Eu aș mai avea o propunere la... Deci sunt de acord să participe la lista asta.
Unde face puțin acum sau o drău să le facă aici și așa fișier? La fișier, o să rugăm primăria să așeze. Așteaptă voluntari și să facă contiectul. S-o ofer, s-o ofer. Membru. În serviciul acesta presupune voluntariat. Păi să găsiți câțiva, 2-3 din cordon și aduceți-i să facă voluntariat. Păi eu spun, trebuie să găsim noi. Și găsiți-i.